România a fost și va continua să este și va continua să fie un, îndrăznesc să spun, cel mai activ susținător al demersului vizând apropierea cât mai puternică, sperăm noi, până la integrarea deplină a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Și implicit am fost și suntem promotorii cei mai activi și susținătorii în plan concret ai creierii cadrului care să permită această apropiere. Am fost activ în tot ce a însemnat negocierile pentru acordul de asociere și acordul de comerț liber aprofundat între România și Republica Moldova. Am fost inițiatorii a ceea ce se cheamă grupul de prieteni ai Republicii Moldova, demersul european al Republicii Moldova. Suntem copreședința acestui grup împreună cu Franța și, de altfel, într-un viitor nu foarte îndepărtat, împreună va avea loc și o vizită împreună cu ministrul francez pentru afaceri europene și subsemnatul la Chișinău, tocmai pentru a arăta, între altele, pentru a arăta importanța pe care acordăm apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Am fost deosebit de preocupați, nu numai și noi, dar și la nivelul Uniunii Europene, de faptul că procesul care făcuse din Moldova, la un moment dat, să spunem așa, portrapelul celor care, dintre statele partenere care acționează pentru reformă și pentru realizarea de reforme și implicit pentru apropierea de Uniunea Europeană, anul trecut, acest proces, din motive pe care n-aș vrea să le detaliez, a încetinit. Ceea ce este încurajator este că, odată cu instalarea, cu venirea la Chișinău actualului guvern, în ciuda multor reticențe, multor semne de întrebare, putem să spunem că acest guvern, autoritățile actuale de la Chișinău, dau dovadă de o bună înțelegere a problemelor cu care se confruntă Republica Moldova și, de asemenea, dau dovadă de înțelegerea cerinței de a se acționa cu mult mai puternică determinare, cu mult mai puternică hotărâre pentru a se prezerva acest parcurs european și pentru a se consolida.